Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV avem noutăți din domeniul șahului, domnul antrenor Emil Deliman, antrenor al secției de șah de la Club Sportiv Municipal Mediaș, ne aduce vești foarte bune din domeniul șahului. Micii șahiști medeșeni au participat săptămâna trecută la o competiție de șah tocmai la Iași, o competiție cu participare internațională. Bine ați venit, felicitări! Mulțumesc, bine v-am regăsit! Așa este, am participat pentru prima dată la Iași. Din cauza distanței atât de mari, am tot ocolit Iașul, dar mi-am dorit foarte mult o participare la Iași, pentru că Iașul este un centru foarte, foarte puternic, mai ales pentru copii, și mi-am dorit ca noi să putem participa și să ne măsurăm forțele într-o competiție majoră. Am participat cu trei sportivi de la CSM Mediaș, cu Simo Alexandru, Mihailă Maria și Blaj Laurențiu. Toți au jucat la turneul sub 12 ani, unde au fost 90 de sportivi din țară și din afară, din Moldova și din Ucraina. Iată că au fost o competiție dificilă, 7 runde jucate în 3 zile, cu runde duble. Și rezultatele sunt cele așteptate. Mihailă Maria a obținut locul 3 la fete 12 ani cu 5 puncte din 7 posibile. Simo Alexandru a obținut locul 2 la băieți 8 ani cu 4 puncte din 7 posibile, iar Laurențiu Blaj a obținut locul 9 la băieți 10 ani cu 3 puncte obținute din 7 posibile. Rezultatele sunt excelente, sunt mulțumit de rezultatele celor doi care au și intrat în premii și care vor participa anul viitor la campionatele naționale de șah la grupele lor de vârstă. Sunt extrem de mulțumit. Mulțumit. Felicitări încă o dată. Mulțumesc.